podcast, poate ajunge acasă prin radio online, pe care oamenii îl ascultă pentru că e mult mai... Pe noi ne ascultă multă lume în online, în special din diaspora. Avem mulți oameni, avem mulți șoferi de tir care ascultă drumul prin Europa, online streamuiesc DGFM și îi aud că sună, adică e clar că e un obicei frecvent. Da, da. Deci în continuare, dacă vrei să-ți faci un business plan, gândește audio, nu neapărat radio, așa cum îl înțelegem noi. Adică aparatul de radio din care